Tu pe aici în bucătăria, că e o dată trecută când ai fost tu la... Dar nu vrei să mă credeți. Ana, da, am și o întrebare. Ai grijă ce-ți dorești, că sigur ți se întâmplă. Între Morodan și domnul Neamărin, care credeți că vorbește cel mai mult? Cred că Vârciu. Mai bine nu întrebam. Spuneți-mi, că vă ascult. Avem robot de cartofi în 2 minute de gai. Cum? Un robot de cartofi, de ce nu-l ducem la robot? Am aflat un secret senzațional. Nu, veniți încoace. Nu. Doamne, veniți înapoi, Ci că există robot de curățat cartofi. Da, mă, da, dar îl cheamă altfel. Îl cheamă robot. Păi nu-l cheamă telespaniu, am înțeles, dar hai să-l vă... Hai, mi-a arătat și mie cum se folosește ăla. Pentru că am noroc în viață, avem tot doamnul și dar ce faceți? Curățați cartofi cu cuțitul. Apoi avem în spate o mașină în care aia, știți cum îi curăță? Țaca, paca... Altceva. Nu că e mai bine așa, uite m-am descurcat, mulțumesc frumos, Adi Teleșvan, mă bucur să vă cunosc. Și am curățat, nu știu, 10 kg de cartofi în 3 minute. Ce tare e asta! Ca să-ți ușurez munca. De pup mie îmi plac rezolvările ușoare. Doamnelor, trebuie să plec, mă așteaptă o cafea cu un domn foarte șarman. Faceți ceva că explodează bucătăria. Vai de mine ce caznă groaznică. De ce m-am născut eu fără această apetență de a sta în bucătărie? De ce? Nu trebuie să stai în bucătărie. Nu am deloc. Domnul Scărlătescu, galant și șarmant cum îl știm, mi-a adus cafea făcută la ibric. Mi-a adus apă plată cu lămâie, cum îi stă bine unei fashioniste de duzină. Mi-a creat toate condițiile astfel încât să pot să-i fiu o asistentă demnă de el. Sper să nu mai cochetați cu altcineva până ne vedem. Doar cu domnule. Măcar astăzi doar cu mine. Ok. Bye, bye. La revedere. Haideți, doamnelor, și la masă acum, Dumnezeu cu mila. Ce ai avem de-a făcut și aici? Teleșpan. Deci Ardeleanu, că vine cu sticla de plastic. Așa? Nu știi ce e. L-am cunoscut acolo pe Alex Horac și chiar mi-a zis, tu uite, am o pălincă pe care aș vrea să o încerci. Hai, șmeliteli, hai odată! Dacă vrei, îți dau un bordon, te duci acasă. Mulțumesc frumos! Și mi-a mai dat o zacuscă cu ribi care m-a bucurat, așa, de la... Mi-a deschis toate ceacrele zacusca aia. Mă, dar unde-i, mă? Unde-i, mă, potârnichea aia ordinară, mă? Unde-i? 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 De ce? Acum ce facem aici? Stai cu mine aici. Să ce? Trebuie să mă duc după potârniche. Lasă că ți l-am duc. Nici nu erau mic ceat așa. Ce faci? Vreau să se termine. De revedion. Nu știu de revedion ce fac. Dar dumneavoastră ce faceți de revedion? Nu mai spune dumneavoastră că mă bagi în fibrile. Îmi pare sexy. Domnul Scărlătescu a spus chiar dânsul, este un bun național. N-am putea fi niciodată partener. Deși dacă mă întreb... Acum cred că ne-am potrivit perfect, că și eu aș putea să fiu un bun național. Adică ar fi... peticul și sacul, ca să zic așa. Dar nu știu chiar convenit lui, dacă stau bine să mă gândesc. Noastră sunteți o vedetă. Nu, sunt un aventurier. Fai de mine ce cutrești. Te-ai născut cu vrăjala în sânge, mă. Bun. Doamne, dar nu vă copleșește efortul? Nu, dar slavă cerului că m-ai lăsat să cochetez și eu cu acest domn. Cum să ai încredere într-un Casa Nova de renume național? Doamne, Maica Domnului, dar este oricând o plăcere să mă întâlnesc cu el. Este minunat, minunat.
O chimie de vis o face pe Morodan să plece cu greu din raza de acțiune a lui șef Scărlătescu. Oricum nu poate părăsi incinta restaurantului, pentru că Nea Mărin a trimis mărturiile și mesele trebuie aranjate. Alo! Bună ziua! Noi suntem, mă rog... inculpații. Din păcate, ajutoarele domnului Barbu și trebuie să mai aranjăm niște mese pe aici. Întrebarea este cu ce? Unde este recuzita? Acolo, în spate. După ce am plecat din bucătărie, a trebuit să mergem să aranjăm mesele de mare angajament pentru invitați. Și le-am pus pe mese. Am reușit să creăm acolo o atmosferă care să-i placă foarte mult Danei. Baby, în 10 minute economia civilă, deci trebuie să ne schimbăm. Hai în ritmul nostru rapid, lasă-mă să te conduc.